Mă aștept să ai, da, fac. Are minion, bineînțeles că are minion. G2A. Jocuri carnivore la prețuri ierbivore. Folosește codul Sky pentru o reducere de 3%. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod de Ark Survival Evolved. Vorbim, bineînțeles, mai încet, datorită faptului că înregistrăm la ore super, super târzie. Și, na, nu vrem să trezim anumite persoane importante în viața noastră care s-ar putea să ne dea cu papucul după ceafă, dacă suntem urlani și trezim respectivele persoane. Băi, am și eu nevoie cu comandantul Rex Saddle. Știu sigur că unul din guștierii ăștia are o șa super extra ultra șmecheră. Dacă nu picăm, e și o problemă. Care aveți, mă, șaua șmecheră? Tu, mă? Uite, mă, aici am mâncat oarta ta. Rare, totul Rex Saddle. What? A, tu ai... Ok. Nu știam de unde sunt punctele alea de bus. A, bineînțeles. Gama 3. Așa mâncați sufletul. Nu mai știu pe verde, nu? Tripleț alfa, da. Ăsta e. Câte prostii are în inventar. Dragii mei, voi știați... Am uitat, stai așa că am uitat. Dude, a, dar nu pot să văd acum, nu pot să mă văd super, super aproape, ok. Voi știați că vine vara? Vine vara. Dacă e ceva ce nu suport pe lumea asta, este anotimpul cel mai călduros al anului. Știți de ce nu suport eu anotimpul cel mai călduros al anului? Pentru că ne nasc al vostru, precum un urs polar, cu straturi suplimentare de protecție termică, are tendința să se supraîncălzească. Deci puteți să vă gândiți la mine ca un fel de procesor AMD, deși am înțeles acum că cu Ryzenul ăsta spargem târgul. Așa. Băi, nene, au făcut ăștia update-uri? Mamă, de când n-am mai intrat în Survival Evolved? Au făcut ăștia update-uri, fii atent. Așa, și cum spuneam, cu tendința de supraîncălzire. Voi vă realizați acum că noi mergem pe o insulă plină de lavă? Salut, Sarco, ce faci tu, Sarco? De cine alergi? El deranjează, mă. Bă, nu știu cine îl deranjează, dar noi, dragilor, scumpilor, oameni buni și dragi și scumpi, noi trebuie să ajungem la peștera aia pentru că avem 20 de minute la dispoziție până ni se descompune corpul. Mai țineți voi minte ce am făcut în episodul trecut? Nu cred că mai țineți minte. Hai să vă readuc aminte atunci dacă voi nu mai țineți minte. Am fost la o mică plimbare. Ok, nu știam de ce sunt în aer oamenii. Salut, papa. Salut, papa. Salut și voi, papa. Așa, bun. Dragul și scumpul meu, Dodorexi, cum facem noi? Tu ești pus pe pasiv, corect? Este pus pe pasiv. Bun. Hai, domnule, să vedem dacă suntem în stare să ajungem jos la corpul nostru, plăpând, în stare de descompunere, fără să murim. Sper. Păi am făcut backup acum, pana mea. Oh. Fuck. Ok, cum se controlează parașuta? Vai de capul meu. Ok, hai să vedem dacă suntem în stare a doua oară. A doua încercare. Băi, dude, ceva de mâncare. Că eu n-am luat nici videocare. O mură ceva în puii mei, nimic mă ia, fii atent, Sian. A, ba nu, pe asta știm. Bun, ok, deci m-am documentat pe Wiki. Și se pare că pur și simplu trebuie să fim foarte atenți să nu ne ducem cu viteză. Deci o să sărim și după aia cu S, cu tasta S, pur și simplu, încetinim, ne încetinim căderea. Sper să meargă. Habar n-am dacă o să meargă, sper să meargă. Vom vedea. Vom trăi și vom vedea. Ideea este că o să trebuiască eu să mă mișc un picuț mai devreme. Camiș, cum se folosește, frate? Mă, fraților, a treia oară e cu noroc, nu? Să sperăm. Bun, hai că am testat un picuț înainte să fac backup-ul.
să reiau backup-ul. Am testat un pic să văd exact cu ce se mănâncă treaba asta și sper eu să fi nimerit. Vedem imediat. O să vedem imediat. My friend. Așa, bun. Și dacă apăsăm S... Dacă apăsăm S, am zis... Ce mă arată așa dubios? Come on, come on. Hai să nu picăm între... șerpi și păianjeni. Fac, fac, fac. Repete, 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 repete. Yes! Kill all the things, omoară tot, omoară tot, nu lăsa nimic în viață. Păianjenii, de ce păianjenii? Așa, și acum întrebarea este în felul următor. Unde mi este trupul? Vede trupul. Dude, tu pe tine n-ai nimic, nu? Une a murit noi ultima dată? Fuck. Come on, come on, trebuie să fie aici undeva. Tută în mie, trebuie să fie pe aici undeva. Hai, dude, că aveam tot, aveam tot pe mine. Aveam absolut tot pe mine. Dacă nu mi l-au mâncat, ar trebui să fie trupul complet. Văd niște chestii scuipătoare. Omorăm și gândaci de... Dai, dai, rupe tot, rupe tot, nu lăsa nimic. What? Hai să mai băgăm în melee. Bun, dar tot nu-mi dau seama unde mi-e trupul. Nu, stai altceva aici. Chitină și prostioare. Băi, mi-ai fi mâncat trupul? Fără să realizez? Hai să fim atenți după rucsăcei. Hai să fim atenți după rucsăcei, fraților, că nu e bine. Te rog, te rog, fii pe aici pe undeva. Ok, știi ce? Ia să vedem ăsta aici. Nu cred că e, nu? Ulmină ceva. Nu e. Ia să vedem tu. Asta e de la zi. De la gândacul de, de răhățel, de rahat. Ok. Hai să ne uităm iarăși de sus. Aici cred că e de la... Ia să vedem. Da, de la Titan Bowen. E interesant. Ia-l ca să nu-l mai vedem. Trebuie să fie pe aici pe undeva. Dude, dude, te rog, te rog, spune-mi că e pe aici pe undeva. Te rog, din tot sufletul, spune-mi că e pe aici pe undeva. A rămas în urma mea. De ce rimează? Știți ce se întâmplă dacă nu e pe aici pe undeva, nu? Trebuie să refacem întreaga... aventură, ca să zic așa, și nu vreau, n-am timp, nu am timp de așa ceva. Nu am timp de greșeala asta. Te rog, te rog, te rog, spune-mi că e pe aici pe undeva. Hai să ne uităm de sus un pic. Mă rog să cel un ceva, orice. Bineînțeles că e o vizibilitate extraordinar de proastă. Bă, știi ce? E posibil cumva să fie... pe una din stâncile astea? Zim, te rog frumos, că nu e pe una din stâncile astea, că nu știu ce fac. Asta nici n-am stat să mă gândesc dacă e sau nu pe una din stânci. Ar putea să fie pe una din... Am murit pe una... Trebuie să mă uit în urmă să văd exact unde am murit. Fraților, nu știu de voi. Dar eu n-am găsit. Și îmi bat piciorul. Am băgat gama? N-am băgat gama. E ok, e în regulă. Bun. Hai să facem o parașută în primul și în primul rând. Stai așa că trebuie să o învăț de fiecare dată. Așa. Fucking crazy.
Îmi te rog frumos una să fie, să o am în inventar. Așa, mi-am luat, zic, componentele să fac o parașută cumva. Nu știu cum să vă explic. Parașutele sunt foarte grele, ca idee generală, știți? Și mă interesează. Crezi că am putea să aterizăm? Mersi, ești un scump. Și ce că e mai uș, mai lejer să cari componentele și să craftești o parașută când ai nevoie, decât să ții la tine o sursă constantă de parașute. Bun, eu acum o să fac o chestie stupidă. Backup-ul avem. Pe codex îl avem. O să încerc să văd dacă pot să mă bag în gura peșterii cu coețul. Hai să vedem. Ar trebui să nu mă lase. Ar trebui în câteva secunde să zică pași la revedere. Să mă dea jos de pe coț. Nu mă dă jos de pe coț. Până acum este extraordinar de bine ceea ce se întâmplă. Bun, hai să ne asigurăm că coțul este pe pasiv. E perfect, coțul este pe pasiv. Codex e pe pasiv. Codex e pe pasiv. E perfect, e magnific. Așa, ne uităm puțin în inventar. Cu apa cum stăm? Nu, stai că nu mă uit bine. Stăm bine cu toate, momentan. Așa, trebuie să ne ducem să mai luăm o dată. Ce să mai facem? Revenim într-o secundă. Dragilor, avem o problemă aici. Nu mai găsesc coețul. Băi, deci peștera asta mă jur că e blestemată. Nu am văzut așa ceva. Aici, în colțul ăsta, l-am lăsat. Nu, m-am uitat pe înregistrare să văd, l-ai fi lăsat pe să mă urmeze, dar nu e. Nu l-am lăsat să mă urmeze. Ce mă supără, ce mă supără, de ce se joacă în halul ăsta, jocul ăsta cu mine, măi? Ce vrea el de la viața mea? Ce i-am făcut eu lui așa rău? Că te-i place să mă distrugă emoțional. I-aș vedea numele, corect? Corect. Nu știu, dude, să rămână mult de tot. Dacă nu mai știu cum era mai. Pune-te pe neutru. Să rămână mult de tot pentru ajutor. Te las cu toate cele. În momentul de față nu cred că mai avem cu ce să ne ajutăm reciproc. 2 secunde să mai fac. Deci asta este o parașută, corect? Hai să mai fac una, că nu realizez dacă a consumat-o sau nu pe asta, chiar nu-mi dau seama. Ok, cred că aveam două. Bun, și hai să vedem aici dacă reușim să ieșim. Deci avem la noi trofeele. Le-am luat, am mers super, super rapid, că acum am știut de unde să mergem să le luăm, da? Corect, corect. Bun, și să vedem în continuare. Ei, te prostești. Cu ce trăgeam, măi, că nu mai știu ce trăgeam. Clip normalei. Așa, și să vedem. Din stânga în dreapta, stânga în dreapta, că altceva nu avem șanse. Așa, și poate reușim și noi la un moment dat să ieșim din văgăuna asta. Poate. Mă lasă? Nu știu unde am nimerit-o, dar sper că am nimerit-o bine. Ok, hai să ne... Nu, du-te, du-te, așa, un pic mai jos, mă lasă mă un pic în jos, încă un pic, încă un pic, încă un pic. Încă un pic. Bravo. Bun, perfect. Hai să... Că parcă era, da? Da, perfect. Ce s-o fi întâmplat, mă, cu cuețul meu, mă, fraților, mă? Of, 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 of. Mă, super tu pe mine, măi, jocule, măi. Mă, îți place ție să mă vezi suferind, măi, jocule, măi. Ok, gata. Da, nu știu, chiar nu realizez ce s-a întâmplat cu cuețul meu. Mai avem un quest, bineînțeles că mai avem un quest care este mult mai puternic, dar speram să pot să-l iau pe codex înapoi de acolo.
Of, 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 of. Și acum, of course, drumul înapoi. Care, bineînțeles, înseamnă... Să vedem dacă suntem mai rapizi decât un Zomdodo. Cam asta înseamnă. Știi, dar n-am Golden Trees la mine. Acum realizez. Pe aici sunt Direwolves. Dar n-am Golden Trees la mine. Păcă mea și piciorul. Dacă reușim să ajungem la apă, ne-am scos. Hai să vedem. În direcția asta generală, nu? Nu am absolut niciun fel de apărare, este? Am decât sabia. Deja am văzut un carno, ei. Am văzut un saber. Aveam niște prime meat pe codex, dar nu m-am gândit să iau prime meat-ul respectiv. De fi luat și armura, dar nu, e ok. Fuck, așa, concentrați-vă pe... T-Rex, concentrați-vă pe T-Rex, my friends. Fuși, 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 cu toată puterea ta, cu toată puterea ta. Așa, împinge-mă. Fuck. Ăla e un pulmino. Ok. Repede. Cum stăm cu stamina? Nu stăm foarte bine cu stamina. Cred că am putea să ajungem un picuț de tot numai. Să ne recâștigăm un pic de stamina. Hai cu tata. Așa. Câștigă stamina. Și acum fugi. Fugi cu toată puterea ta. Toată puterea ta, că poți tu te tare și de mult. Ce mai vrem, fugi. Oh my fucking god. Ăla e un megalodon. De ce megalodon? Nu vreau megalodon. De o întrebare, dacă ascund ăsta, mă mișc mai repede? Sincer, nu cred, nu pare. Nu, nene, megalodon, nu. Nu, nu sunt deloc delicios. Plec. Unii mă. De ce vrei, mă? Tu viața are, mă. Ești mălan la faza asta, ești mălan de-a dreptul. Mi se duce stamina. Voi observați că mi se duce stamina. Hai să încercăm să ajungem pe malul ăla mai repede. Las megalodonul. Hai să încercăm să ajungem pe mal. Ok. Să sperăm că nu vine nimic de la dâncuri. Opa. Stai că am descoperit un glitch. Ce? Văd până la fund. Nu. Cu minte, megalodon. Cu minte, nu mă uit pe el în spate. Nu vreau să mă uit pe el în spate. Ce s-o întâmpla cu cuiețul meu, fraților? Unde vii cuiețul meu? Deci încearcă și eu mă să facă o chestie frumoasă. O chestie care crede el că ar fi deșteaptă să-l megalodon. Nu. Când merg cu spatele, merg mai încet. Când înot cu spatele, pardon, înot mai încet. Ok, gata. Gata. Este. Bun. Am ajuns. Suntem ok, suntem în regulă. Nu trebuie să ne mai panicăm. Putem să mâncăm un copanel. N-am la mine pușca cu tranquilizante. Ba, da, alam. Bun, dragilor, am ajuns acasă. Pop, ușor. Mergem noi la casa de vacanță. Pentru că vreau să punem trofeele astea la casa de vacanță înainte de a încerca, hai să zicem așa. Să vedem dacă putem să ajungem la boș. Că de fapt nu știm dacă putem să ajungem la boș sau nu. Bun. Hai să vedem, domnule. 8 baze de trofee. Unde putem să punem noi aceste baze de trofee? Întrebarea, dacă fac așa, bravo. Le punem aici așa? Ar fi o idee, nu? Să vedem aproximativ unde ar fi centrul. Oare mă lasă să... Ia să vedem. O să-l pun așa? Perfect. Aproximativ. Ok. Perfect. No, o să intre foarte ciudat. Este? O să vină, nu ușa, aproape unul.
Deci așa, două pe partea asta. Așa și încă unul aici, unul în partea cealaltă. Așa, așa, bravo, bravo, bravo. Dar de ce ești pufi? Uite, vedeți cum mă sfidează. Cred că e ok. E ultimul aici și gata. Un pic mai așa. Perfect. Bun. Și după chestia asta, facem un backup ca să fie făcut. Și vedem dacă suntem în stare să mergem la... S-ar putea să nu putem merge cu Dodorexi la Bosch. Vă spun de pe acum, pentru că am înțeles că trebuie să ai pun, nu știu cum, o anumită greutate ca să poată fi teleportat la Bosch și, sincer, s-ar putea să fie prea greu. E o întreagă șmecherie ca să poți să vezi ce greutate are Dodorexi. Trebuie să-l urci pe un lift și chestiile astea dubioase. Păi cât de epic poți să arate, frate. Cum putem noi să facem o poză interesantă aici? Am putea să facem o poză interesantă? Are și o poză interesantă din toată chestia asta? Dacă mă pun așa jos, oare? Să vadă și Gigao pe fundal? E interesant cu Gigao pe fundal, nu? Ia atent cum facem. Nu, stai, ridică-te. Hai să mutăm Giga un pic mai aproape. Gen să fie super, super in our face. Ceva de genul ăsta. Hai să vedem cum ar arăta. Cum ar da în poză. E prea sus, măi. E mult prea sus, nu se vede. Ia să vedem cum ar arăta Dodorexiu, tot așa. Ce ciudă merg la Dodorexi, că atunci când te dai jos de pe el îți... Ei, bine. Nu. Ia să vedem. Reușim să iasă ceva interesant aici sau nu? Cel mai important lucru. Nu iese. Stai că acum sunt aproape mort. Nu, mi-e foame, mi-e foarte, foarte foame. Hai să vedem așa. Da, nu știu ce să zic. Deci să încercăm să punem Giga un pic mai departe, care va să zică. Mereu uit că se mișcă extraordinar de încet. Doamne, cât de încet se poate mișca. De ce? O fi bine, nu o fi bine, nu se știe. Bine ceva de genul ăsta, așa? Prinde-l, așa. Acum dă-te așa, fă-te așa. Cred că ar trebui să bem și puțin apică. Deci, dacă tu suntem aici, bagă mai frână acolo și bea un picuț. Așa. Bravo! Ok. Zim, te rog frumos, că arată bine. Acum am o altă viață. Altă viață. Gata, cred că ne ajunge pentru un screenshot, a? Încă o dată, să fie cu noroc. Așa, deci, avem astea aici, a? Mai trebuie să luăm, acum realizez, fii atent, teleportul ăsta unde mă duce, că nu mai știu. Sper să mă duc acasă, sper. Am nimerit-o, e bine, e perfect, e magnific. Așa, hai să vedem. Ok, nu e la tine aici în inventar. Ceea ce mă face să cred că probabil l-am lăsat pe undeva trofeele. Am un Anunnaki trofee, Anunnaki aici? Da, aici sunt toate, ok. Pe tine. Da, bravo. Și cred că atâta. Sper. Poate. Nu se știe. O să vedem imediat. Hai să facem un backup și revenim. Bun, dragilor, hai că am ajuns aici, fix pe insula asta noastră magnifică de început. Da? Fix pe insulița asta noastră. Și suntem cu Dodorexiu nostru magnific. Am făcut backup-ul. Așa, hai să vedem ce avem nevoie aici. Avem nevoie de 8 dinți de megalodon.
Așa. Patru brațe de tiranosaur. Ok. Patru iare de Argentavis. Okay. Două vertebre de sauropod. Perfect. Acum toate cele 8 artefacte. What? Nu sunt 8? 2, 4, 6, 8. Îmi lipsește unul. Artefactul tău. What the fuck? Nu, 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 nu. Artifact of the Devious. Mă, 8. Ok, se pare că sunt de fapt 9 artefacte, iar ăsta al 9-lea, ci că este fix în insulă. Cumva se poate intra pe aici? Pe unde, frate? What the hell? Serios? Are o peșteră aici? Ok, să încercăm să aterizăm rapid. În altă, dar parcă văd că... Parcă văd că ne dă jos de pe zburătoare. What? Deci mă jur că nu mă așteptam să fiu insula aici. Asta e? Cred că asta e. Se poate face o poză interesantă din punctul ăsta? Ceva genul ăsta așa? Aproximativ? Zic și eu? Poate mai mare? Cât capul? Ceva genul ăsta? Zic și eu? Bun, hai să vedem. Da, mă! Da, mă, mai era unul, mă, nu pot să cred. Zim că pot să mă urc înapoi. Da! Time! Da! Este! Atât! Cel mai ușor de luat! Cel mai ușor de luat! Foarte tare! Bun, hai înapoi! Deci vreau să ajung înapoi pe insulița mea, da? Mi-a dat, ajungem repejor acasă. Presia că sunt super extra ultra greu, nu știu de ce. Putea să mi se pară. Zic și eu acum. Da, cu parul. Perfect. Bun, de aici te rog. De înapoi. Nu mai fac backup, fraților. Nu mai, gata. Și mergem cu tot direcția înapoi. Așa, hai. Repede, 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 repede. Dacă ni se întâmplă ceva, asta este. O să mai mergem o dată să-l luăm, nu e problemă. A fost o treabă de jumătate de minuțel. Deci măcar un minut întreg. Așa, unde e, mă? Așa, aici, 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 aici. Ușor, ușor, ușor. Dă să vedem și noi înapoi ăsta. Mai pic o dată, mai azi damage, că doar asta știi să faci. Ok, și încă o dată să vedem. 8 dinți de Megalodon. Așa. 4 brațe de așa. 4 Argentavis. Ce faci, mie? Așa. 2 vertebre de sauropod. Da. Toate trofeele. Deci erau 9 de fapt. Gata, fraților. Generate with tribute. Zi-mi, te rog frumos, că pot să... Că mă ia. Zi-mi, te rog, că mă ia. Vreau să știu, să cred că mă ia. I want to be free. Come on, come on. Nu e așa că merg cu Dodorexiu? What? Ce sunt chestiile astea pe aici? Câte șmechere, domnul! Nu, 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 nu! Nu, 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 nu! 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 E ca Petecăsu! Nu! Totorexiu meu ai în puii mei! Nu! Level 134, wow, ce micuție. Nu. Băi, dacă de șmecher arată arena. Râdem, glumim, știți, da? Fuck. Ok.
O să trebuiască să... O să încercăm să vedem cu dragonul, să vedem poate dragonul acceptă în arena asta. Ok, hai să mai încercăm o dată. M-am uitat o dată pe wiki și se pare că nu trebuie să mă urc. Nu trebuie să mă urc pe dinosaur. Deci trebuie să stăm ca gușterii și să sperăm. Dacă nu merge nici așa, dragonul s-ar putea să ne fie scăparea. O să vedem, să încercăm și cu dragonul. Dacă nu merge nici cu dragonul, nu știu cu ce ne putem duce. Cu alosaurul? Nu mai știu ce cu alosaurul, nici să mă bați. Cu gigaul? Ar fi un Dodorexi mai greu decât un giga? Fuck! De ce, mă, de ce? Ok. A treia încercare. Hai să vedem. Ne-a dat asta cu Alfa Draco lângă noi. Mamă. Pe cine am putea noi să luăm dacă nu ne lasă nici cu dragonul? Mă jur că nu știu pe cine am putea să luăm. Un Sarco? Am putea să luăm crocodilul, nu? Nu! Ai, mă, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog! Oh my fucking god! De ce? De ce face chestia asta? Bă, am și o întrebare. Poți să văd câtă viață are mârlanul? Am înțeles că ar trebui să se spawneze în același timp atât Araneo Broodmother cât și Megalopithecus. Eu văd numai Megalopithecus. Și arena asta pare să fie cumva cu statui de... Ok, cine vede... Aha. Gata, am văzut a doua bară. 320.000 viață, Megalopithecus. Am zis Megalopithecus? 320.000 viață, destul de puțin. Destul de puțin. Fraților, eu știu că avem o treabă de făcut, da. Avem un Warden of the Beach. Care are doar 12 milioane viață. Fucking Christ, 12 milioane viață. Oh my god! Hai să încercăm. Hai să încercăm să vedem dacă suntem stai să luăm. Pana mea, la câte backup-uri și brâs backup-uri și toate backup-urile vieții am făcut. Ok, deci din asta bagă de seama că o să ne împingă înapoi cât de cât. Interesant ar fi să vedem dacă suntem în stare să îl atragem de partea de apă. Dude, eu țin minte că tu dădeai cu o bilă de foc, corect? Ok, poate că trebuie să ne uităm așa. Nu dădeam o copilă de foc? Vine? Ah, ce-mi place, ce-mi place când văd că mă nenorocește în halul ăsta. Bleed-ul vieții. Deja mi-a luat jumătate de viață. Bine, mi-a luat jumătate de viață, nu de la bleed. Așa, bravo. Full life. Oh my god. Mori odată. Deci cu fiecare atac pe care îl dau eu, el îmi dă înapoi 107.000 damage. Numai din, din atacurile mele. A, dar de ce ai picat acolo sub apă? Nu. Fuck! Nu, 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 nu. Super. Păi și unde a picat, mă? Fuck! Nu, nu mi l-a dat. A, uite, uite, tu. Zim că tu ești, te rog, te rog. Da. Nu mi-a dat ce voiam.
Speram din tot sufletul, Encumbered, super, mă bucur. Speram să-mi fi dat o altă piesă din armură. Oare aș putea să pun și lopățicile să încerc să mă mișc un pic mai repede? Hai că merge, ok, în regulă. Încă un pic. Speram să-mi dea... Ce-mi lipsește? Pantalon și o cască, nu? Yeah. Nu, fă-i cu... așa. Stai așa. Ba nu, asta și aveam eu pe mine că am pus scafandrul. Da. Da, deci nu mi-a dat ce voiam eu să-mi dea. Alpha Spino Saddle. Nu, cred că ne interesează, nu? Deci întrebarea mea acum este în felul următor. Ducem cu sarcoum? Crocozaurul? Sau cu ce ne ducem la gușterul ăsta? Ia uite-l, săracu. Țin să spun că ai avut un frățior, dar nu știu unde este. În momentul de față nu știu unde este. A fost într-o peșteră, l-am avut cu noi, s-a dispărut. Nu se mai știe nimic de el. Din păcate. Dete, mai în spate. Bun, hai să vedem ce luăm și ce nu luăm. Nu știu unde îmi tot dispare unul dintre trofee. Nu știu ce am făcut cu el. Mă jur că nu realizez ce am făcut cu el. Ok, hai să... fii atent. Ne facem așa. Așa, și aici la nenea ăsta o să lăsăm destul de multe chestii pentru că nu avem nevoie de ele momentan. Poate mâncarea e ok să o păstrăm. Dar în rest nu ne interesează, corect? Cred că da. Ok, deci trebuie să pe mătăluța aici. Salut. Și hai să vedem ce putem lua. Draconul nu merge. Dotorexiv nu merge. Ne încercăm norocul cu Medgapiticus-ul. Ce n-aș vrea? Uite, poate... poate Megapiticus-ul ăsta? Carnul nici nu mă gândesc. Ce-am făcut... Sarco. Da, Sarco. Cred că e la casa de vacanță, este? Păi, de curiozitate, hai să vedem. Deci, mătăluță, cât damage dai? 793... Detalii la 100, 2024 versus 3014. Hai să vedem. Da, mereu uit că ăsta e greu de urcat pe el. Eu mi-aduc aminte că sarcul nostru de dea ceva de genul 2000 damage. Băi, e bine, mă. E bine rău de dat. Cum ajung și eu înapoi sus? Vreau să mă teleportez. Tu poți să sari, da? Da, poți să sară. Pac. Aoleu. Nu. Ba nu, stai, că tot e mai bine decât Araneo Broodmother. Că Araneo Broodmother avea o problemă super, super mare. Se putea băga sub ea. Este? Fuck! Nu! Nu îmi spune că trebuie să merg pe jos ca gușterul. Hai să mergem pe jos ca gușterii, ce pot să mai zic? Mai pot să mai zic ceva, nu mai pot să mai zic nimic. Bun, hai să vedem aici. Două secunde că m-a furat ăsta gușterul ăsta, îl vedeți? Așa. Dude, tu ești pe pasiv? Nu ești pe neutral, pune-te, te rog frumos pe pasiv. Pasiv, așa, bravo. E, mi-a furat parașutele, mă. Cuștir. Așa. Și hai să mergem să vedem cu cât atacăm, că eu am uitat cu cât ataci tu. Da, atacă cu foarte puțin. Ok. Deci, Megapiticus-ul. Ne încercăm norocul cu Megapiticus, să vedem. Să vedem ăsta, dacă reușim să-l punem să treacă prin portal cu noi. Putea să nu ne meargă. Tu ești la maxim crescut, da? Da. Come on. Ce merge atât de încet? Atât de încet mergea și înainte? Nu știu, dar oricum 24.000 damage versus
Remi, e ceva. Și 24.000 cu atacul normal. Dacă ne băgăm cu Q, parcă era, nu? Ba nu, 24.000. A, 16.000 mai, 16.000 atacul normal, ok. 24.000 dacă limerim ca lumea. Gata și... Mă, de 10 ori până la 240.000 damage și mai rămân 60 cu 20 până la 320.000, deci 80.000, care 80.000 înseamnă încă 4 lovituri aproximativ, nu? Deci ar trebui să putem face din vreo 14 lovituri? Per? Poate? Nu știu. Oh, Jesus fucking Christ. Deci cât chin, mă, pentru prostia asta. Așa, deja l-am învățat pe din afară toate cele. Gata, my friend, generally tribute. Hai să sperăm, ce pot să mai zic? Mai pot să mai zic ceva? Tot poate nu vii cu mine, că nu știu ce să fac. Dacă nici ăsta nu vine, frate, n-avem cu ce să ne băgăm, nu știu. Păi mei, mamă, deja așa, mă imaginam. Vă dați seama, deci cu tot o rexie din două lovituri făceam boșii. Așa că ăsta o să trăiască să ne chinuim un pic mai mult, zic și eu. Dacă ne-l păcat iar să... Fucking Christ! Cu ce o să meargă? Bun, domne, hai să vedem ce reușim să facem cu gușterul ăsta. Bă, dizele, tata, 3000 și ceva de damage, da? Blestim zilele. Să murim, bă, dizele, bă, tata. O să ne băgăm unghia în gât, bă, ascultă de ce spun eu. Am aici piciorunile de treburi. M-am interesat. Un giga nu putem să luăm. Am putea un T-Rex. Nu... Vai, deci nu ai idee ce m-am sfidat, am crezut că nu, că n-am făcut nimic. Am putea să luăm un T-Rex, numai că în momentul de față, diesel e mai puternic decât un T-Rex normal pe care am putea să-l luăm. Adică chiar dacă găsim un T-Rex de level 600, tot ar fi mai slab decât diesel al nostru. Ar trebui să găsim un pui de T-Rex. Vedem dacă reușim să-i atragem pe rând. Dude, mă aștept să ai... Da, fuck. Are minion, bineînțeles că are minion. Hai la tot. Super. Slavă celui cam... Oh! Ce? Ce? Avem 60.000 de viață. Avem 60.000 viață. Mi-a dat cu piatră 900. Parcă nu? Aveam 60 de fucking mii viață. A dat de două ori. Trebuie să mă uit pe înregistrare. Îți bajul de viața mea. Îți bajul de mine. Bun, dragilor. A cincea oară trebuie să fie cu noroc, corect? Hai să vedem. M-am interesat un pic pe net și o să încercăm. Se pare că e posibil să fie un bug cu Megapiticus-ul. O să încercăm să îl punem pe Diesel să-l atace fără să fim noi urcați pe el. O să fie ciudat, I know, dar o să vedem. Nu știu. Așa. Deci, gama în primul rând. Așa. Ia să vedem unde este gușterul. Bun, dude, te las pe tine aici jos. Și ce pot să zic? Un noroc. Noi o să ne dăm din calea lui. 1400, ok. Sper din tot sufletul să nu moară, sincer. Fuck.
Îl împingem spre noi, nu e bine. Fuck, 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 fuck. Dar deja i-a luat jumătate din viață. Așa. Your diesel killed OG. Ok, ok, au murit niște minioni. Hai, hai, te rog, hai, fă-l, 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 fă-l. Bravo, 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 bravo. Am mai spunat, băga mea. Dar e bine că l-a prins la colț, ca să nu mai împingă minionii. Nu știu dacă o să-i facă față, sincer. Fă-l, 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 bravo! Bravo! Bravo, mă! Bravo, mă! Bravo, mă, tată, mă! Bravo, mă, tată, mă! Fuck, 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 fuck. E, acum... Brutmandru, ci că ar trebui să fim mai ok. Ar trebui să nu existe bug-ul care există la... Oh my god, oh my god, câți minion are. Doamne, dacă aș avea ceva de foc. Brutmandru, câtă viață are? Fuck, are o grămadă de viață. Dă-te, dă-te la o parte să nu scuipe pe noi. Ok, hai să vedem, hai să vedem. Fuck, ne dă, ne dă ca lumea. Da, și noi dăm. Mâncă, 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 rade tot, rade tot. Bă, nu văd nimic, bă, că am ieșit fișorul. Ok, stăm super, super bine cu viața. Văd că nu ne mai atacă. Și... Sper din tot sufletul cu torporul să stăm bine, nu știu ce să zic. Oh my god. Ok, hai să ne mai uităm un pic la viață. Torporul, sunt super, super bine cu torporul. Ok, sunt super, super bine cu viața, sunt super, super bine cu... Mamă, deci nu pot să văd că... Nu pot să cred că Dieselul a fost... Ne-a fost omul nostru de ajutor aici. Unde e, frate? O fac, nu, 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 nu. A, sunt pe capa, nu, nu e bine că sunt pe capa. Așa, așa, nu știam de ce nu mă întorc. Ok, ok, e super, super bine. În momentul de față stăm super, super bine cu torporul, super bine cu absolut toate cele. Fucking Christ. Broodmother has been defeated, bitches. Hai, 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 hai. Bun, ok, 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 ok. Stai puțin. Eu aici. Unde l-a prins Megapithecus-ul. Hai să ne dăm un pic cu jos. Tu, do. Mi-a dat? Mi-a dat! Mi-a dat, mi-a dat, mi-a dat, mi-a dat! Și mi-a dat și... Cred că trebuia să o mâncăm pe Broodmother ca să ne dea element dintre ăsta, cred. Oh my god, nu pot să cred că am reușit. Fucking Christ, nu pot să cred că am reușit. Deci am făcut și Broodmother, dar trebuia să fi mâncat și pe Broodmother, dar n-am realizat. Am crezut că trebuie să mă dau jos de pe Diesel. Dar n-am realizat chestia asta la timp și mi-a dat și... Nu știu ce sunt astea, Spider Flag și Gorilla Flag. Hai să zicem, ia, hai să zicem repejor acasă, ca să fim undeva mai safe. Și avem acum un boost, văd, 520 în dreapta sus și 900 și ceva în stânga jos. Cred că 900 și ceva în stânga jos e al meu și 500 și ceva e al lui Diesel. Ok. Nu știu ce boost e, dacă e boost de atac sau ce. Cred că e de atac, nu? Posibil să fi primit boost-ul după ce am bătut Megapithecus-ul. Where the fuck is my base? Unde-mi e baza? Unde mi-e baza? Dude, what the fuck? Stai așa. Băi, nene, băi! Fa, știi ce cred că s-a întâmplat?
Nu te cred. Nu te cred. Oh my fucking. Nu, cred că s-a făcut un update. S-a făcut un update fix înainte, după ce am făcut backup-ul. Sută de mii asta e să... Nici eu nu mai sunt pe... Păca mi-aș să... Jocul vieții, mor, o să mor într-o zi. Bun, dragilor. Dacă ați rămas cu noi până acum, un mic like, un coment, un share. Deci nu e niciun dinozaur, vedeți că... În seara București, până în seara România, pe data viitoare.